În această perioadă modernă, cu numeroase schimbări generate de evoluția tehnologiei, ne-am propus să ne îndreptăm pașii spre trecut, spre tradițiile, meseriile și obiceiurile pierdute în timp ale locului. În drumul nostru către reconectarea cu trecutul, am ajuns la Vrig, în județul Sibiu. Aici, Adrian Coman, tânărul profesor de istorie interesat încă din copilărie de tradițiile populare, prin efortul susținut de pasiune, a reușit să readucă în atenție opinca și meșteșugul confecționării acesteia. Păi, dragostea asta pentru, sau pasiunea, să zic așa, pentru partea asta de tradiții și folclor local, vine de la taică-meu care mă lua de când eram mic cu el. El făcea parte la un moment dat dintr-un grup de colindători organizat de un alt prieten de-al nostru și atunci mă luau și pe mine, aveam 6 ani prima dată când m-au îmbrăcat în costum popular și m-au luat cu ei. La început nu-mi plăcea pentru că costumul popular îi incomod dacă nu-l porți în fiecare zi, dar ulterior am început să mă obișnuiesc cu el și să-mi placă pentru că eram băgat în seamă. Și așa treptat am început să învăț colindele locale, după care am început să-mi placă costumul popular tot mai mult. Și taică-miu avea visul de a-și îmbrăca doi manechini în costum popular avrigenesc și să și expună în filigorie. Și am zis, dacă tot facem așa ceva, hai să facem o cameră, că dacă era așa în spațiu deschis, clar că costumele alea se distrug la un moment dat. Și așa au apărut prima dată atelierul, după aia muzeul, de fapt camera asta, unde am adunat obiecte locale de aici din Avrig, piese de port, mobilier, unelte agricole, tot felul de unelte de uz casnic și așa mai departe. Deci, practic, taică-miu mi-a insuflat pasiunea asta pentru tradiție, folclor. Început să-mi placă, am urmat ulterior facultatea de istorie tot în domeniu și acum încerc să duc mai departe cât pot rânduiala asta. Una dintre legendele locale care vorbesc de, sau amintesc opinca este legenda conform căruia cei din Sebeș s-au certat cu avrigenii, deoarece fiecare susținea că muntele Suru este a lor și atunci au chemat un jude de la Sibiu pentru a face un proces. Acea judecată s-a ținut pe muntele Suru, unde au fost chemați și avrigeni și oameni din Sebeș. Și au fost pus să jure că calcă pe pământul lor strămoșesc. Se spune că avrigenii și-ar fi băgat în opinci pământ din Avrig și în momentul în care au depus acel jurământ, ei practic călcau pe pământul din Avrig și așa muntele Suru a rămas avrigenilor și nu celor din Sebeș. Opinca a apărut ca și formă de încălțăminte din cele mai vechi timpuri. Cea mai veche atestare documentară, să zic așa între ghilimele, a opincii, o avem pe columna lui Traian, unde dacii sunt încălțați în opinci. Într-adevăr, o formă de opincă foarte simplă, era de fapt o bucată de piele găurită de jur împrejur, se băga o nojiță de piele și se strângea pe picior. Aia era opinca arhaică, cea mai veche. Și ulterior, de-a lungul timpului, opinca a evoluat. În trecut, fiecare om își făcea opinca acasă, adică era ceva necesar, pentru că nu aveai alt tip de încălțăminte și treptat au ajuns ca în localități să fie oameni care se pricepeau mai bine la a face opinci și atunci anumite familii se duceau la acel om și spuneau, uite, fă-mi și mie opinci. Nu erau plătite în bani, acel serviciu nu era plătit în bani, ci în zile de lucru. Bun, eu să fac opinci, dar vii atâtea zile la mine la lucru că trebuie să-mi pun și eu cartofii sau cucuruzul în câmp. Și treptat a apărut meseria asta de opincar. Cel mai vechi tip de material folosit la opinc a fost pielea de porc. La început se făcea din piele de porc. Porcii nu erau ca astăzi
pârliți, ci erau opărițe, puneau într-o vană foarte mare, într-o cadă, apă fierbinte, se băga porcul acolo și se opăria, se rupea părul de pe el. Din părul respectiv se făceau bidinele sau pensule mai grosiere, așa, cu care se vopseau diverse lucruri. Și din pielea de pe spate, tăiată cam la vreo 30 de centimetri lățime, pe toată lungimea porcului, din acea bucată de piele se făceau opincile. Pielea respectivă era băgată într-o zeamă făcută din coajă de arine și apă și se ținea acolo la argăsit, să spunem așa, după care era croită opinca. Ca să poată fi purtată, cum e și aici cea din față, să poată fi purtată, trebuia băgată în apă, ea se înmuia, lua forma piciorului și apoi devenea flexibilă, că dacă nu, e foarte rigidă. Următorul tip de material folosit la confecționarea opincilor a fost pielea de vită, dar erau și mult mai scumpe, pentru că vaca era un animal important în gospodărie, care îți dădea lapte, din care făceai brânză, unt și alte alimente și clar nu își permiteau să taie bivolul sau vaca în fiecare lună. Și atunci erau mult mai scumpe, dar și mai rezistente. Și ulterior, în preajma primului război mondial, în perioada interbelică, apar opincile din cauciuc, care erau folosite în general în zona de munte, unde oamenii lucrau în general în pădure și atunci aveau nevoie de o formă de încălțăminte mai rezistentă și mai durabilă față de cea din piele sau cea din șoric. Aducerea în atenția generațiilor tinere a unor tradiții și meșteșuguri vechi este pentru Adrian o adevărată provocare. Majoritatea tinerilor cedează tentațiilor actuale, precum tehnologia și rețelele de socializare, nefiind interesați de meșteșuguri și tradiții uitate de lume. Avem totuși convingerea că, odată expusă frumusețea trecutului, meșteșugurile și tradițiile vor fi duse mai departe și de alți tineri pasionați. Meșteșugul ăsta al prelucrării pielii și în special al confecționării opincilor, ca și multe alte meșteșuguri, au cam dispărut, ca să fiu mai elegant, să nu zic că chiar s-au pierdut cu totul. Văd astăzi că există anumite proiecte care încearcă să readucă la viață anumite meșteșuguri, inclusiv acesta al prelucrării pielii și al confecționării de opinci. Eu am avut noroc, pot să spun aici la Avrig, că am găsit alți tineri pasionați cu care am colaborat și le-am putut transmite mai departe. Dar sunt zone unde s-a pierdut complet. De exemplu, până prin 2017-18, când m-am apucat eu de făcut opinci, în zonă nu s-au mai făcut opinci, cred că de 40-50 de ani. La un moment dat se credea că în zona noastră nu s-au purtat opinci, cu toate că am avut ocazia să descoper opinci autentice din Avrig, deci clar că s-au purtat și am descoperit inclusiv fotografii cu oameni încălțați, oameni din Avrig încălțați în opinci. Atunci, clar că au purtat, dar nemai practicându-se acest meșteșug, se credea că nu s-a purtat în zonă. Se revitalizează ușor, ușor, dar probabil se va revitaliza atunci când ne dăm seama că nu mai are cine să ne arate și să ne învețe. Pentru că și meșteșugul ăsta, cât el de simplu, are multe secrete pe care dacă nu le știi, îți faci o pereche de opinși cu greu. Cred că a păstra tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, istoria noastră națională, nu mă refer numai la cea locală, e foarte important pentru că practic e identitatea poporului nostru român. Și fenomenul ăsta de globalizare care vine acum și care încearcă să ne uniformizeze nu face nimic altceva decât să ne facă să ne pierdem noi ca și popor identitatea. Și eu merg pe un principiu că un popor fără identitate poate fi distrus sau dezbinat ușor. Din fericire, Adrian Coman a reușit să își găsească învățăcei pentru acest meșteșug în cadrul Clubului Copiilor din Avrig. Da, în prezent sunt profesor la Palatul Copiilor Sibiu, mai exact la Clubul Copiilor Avrig, unde am o clasă de etnografie folclor și unde încerc să atrag copiii să
cum să zic eu, să simtă și să prețuiască practic ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri. Faptul că am destul de mulți elevi la Clubul Copiilor, care și practică și meșteșugul prelucrării pielii în general, și confecționarea de opingi, și confecționarea de bice, asta îmi dă speranța că merge mai departe și nu moare tradiția. Spre bucuria mea, în ultimii ani văd că se pune tot mai mult accent pe partea asta de cultură și tradiție. Muzee, Consiliul Județean, inclusiv primăriile, văd că încearcă să-și conserve mai ales istoria locală și obiceiurile locale. Și ce îmi place cel mai mult, că și pentru copii, pentru tineri, există chiar și un concurs, o Olimpiadă Națională organizată de Muzeul Astra din Sibiu, care adună anual zeci de copii pasionați de artă și meșteșug, care se adună la Sibiu și arată practic ce au reușit ei să învețe, fiecare cu câte un alt meșteșug, și îmi place acest lucru pentru că îi stimulează pe copii prin micile premii pe care le primesc și prin simplu fapt că se adună toți acolo și văd că de fapt nu sunt ei singurii care fac acel meșteșug și că meșteșugul acela e pe moarte, ci că mai sunt și alții în țară care fac același lucru. Și am avut și ocazia să am în cadrul Olimpiadei până acum 3 elevi, 2 dintre ei chiar pe confecționat opingi, amândoi obținând locul 1 de mai multe ori, unul dintre ei din Săliște și un alt băiat de aici din Avrig, care duc acum în județul Sibiu mai departe meșteșugul ăsta al opincăritului. Dacă mă uit în spațiul românesc, încă costumul ăsta popular sau anumite tradiții încă adună oamenii la un loc. Și cred că e foarte importantă cultura pe care o avem noi astăzi și important să o transmitem mai departe, adică am putea face turism doar din obiceiuri și tradiții. Am să vă arăt cum se confecționează o pereche de opinci din piele de vită. Așezăm șablonul pe bucata de piele și cu ajutorul acestui instrument care se numește sulă, marcăm marginea opincii, se taie bucata de piele. Urmează acum să fac vârful opincii. Opinca e formată din 3 părți, vârf sau gurgui în unele zone, partea de încrețitură și călcâiul. Eu încep tot timpul cu vârful opincii, cu gurguiul, că de acolo poți să îi dai formă și să îi reglezi măsura în momentul în care îi faci crețele. Lovesc pielea dintr-o parte în alta. Prind bucata de piele în calul de cusut, încep și poz. După ce am cusut vârful opincii, încep să fac partea de încreț. Dau un număr de găuri pare în lateral. După ce am dat găurile, folosesc de fir de piele, se numește nojiță, și efectiv încep să cos. La călcâi fac tot un număr par de găuri. Și acum strâng călcâiul. În principiu cam asta e opinca. Trasez cu ajutorul sulei. Am ce să pui așa ce nu? De ce nu? Da. Da, e nimic. Deci zic așa? Da, da, bun. Dacă așa le zice. Da, reiau atunci. Și e foarte important ca tinerii, că și eu sunt în asper încă,